Gunoi ca gunoiul. Ia mâna, ia mâna. Na, am găsit ceva, am găsit ceva. Aoleu! Nici mie nu-mi plac astea, pantalonii tăi. Mie nu stau să în jeans. Aoleu! E puțin cam rece azi. Ana! Am nevoie de cineva care să mă ia în brațe. Ia-o în brațe. Hai. Stai, stai. Așa, gata. Opa! Mulțumesc. Plăcere. Super, mulțumesc, Cătălin. Astăzi o să mergem în dressing-ul lui Ilie Năstase. Sunt tare curioasă ce o să găsim acolo. Oh, bună ziua! Am venit afară, ai venit aproape goală. Ce? Băi, am venit și eu, m-am încălțat frumos. Uite, asta mică, spui și tu niște căghetuțe. Ia, să vedem. Bine v-am găsit! Ce bine arată! Iulia, îmi pare bine. Să rămână. Noi ne-am cunoscut, dar nu oficial, așa că, Iulia. Să rămână, poftiți, intrați. Dar mi se pare mie sau v-ați făcut o schimbare de look? Da. Un pic așa? Am găsit o fotografie din anii 60 și ceva, 66. Și am vrut să-mi fac un soare și prietena mea Ioana a zis că stă mai bine așa. Păi este mai bine și eu sunt de acord cu ea. Și mi-a schimbat și nu prenumele, mi-a zis Brebelel, dar nu știu ce am zis. Acum mergem în dressing. Așa se face. Abia aștept. Aici, stânga toată, nu? Aici, pe aici. A, nu-i bine? Da? Așa. Acesta este? O parte, da. E cam micuț așa. E micuț, dar în fiecare zi ca să te îmbraci aici, îmi pun câte 10-15 lei, aici ajung, să nu mă mai ajută în pod. Nu spre ordonat eu, dar... Bine, atunci să ne apucăm de treabă. Și aici? Aici sunt al lui Ioana. Da, sunt o părticică mică, că la început, că dacă ne certăm, și le ia și placă. Am înțeles. Aia nu are un dressing, este doar aici o parte? Nu, o să dau dressing-ul celălalt, că eu nu e mult. Aia înseamnă că nu o să vă certați prea rapid, din câte îmi dau eu seama. Certăm, mai pleacă și pe la Constanța, mai vine înapoi. Ia să vedem. Dacă te cravate colorate, nu v-am văzut așa cu foarte multe cravate colorate. E adevărat. Le purtați? Nu pe toate. Dar observ foarte, foarte multe costume și ceea ce am observat dumneavoastră este că absolut toate costumele pe care le aveți vă vin impecabil. Pentru că sunt făcute pe comandă, nu-i așa? De exemplu, ăsta e făcut în România. Mi-a făcut în România. Sunt singurul care a făcut în România. Și îmi place că e făcut... Da, e textura foarte bună. Textura e... Dar uite cum mi l-a făcut. Am scris noastră aici frumos cu inițiale. Da. La mine cămășile mele sunt foarte... Gulerul e foarte lat. Vineau din Anglia, de exemplu. Uite, toate astea. Nu le am gulerul foarte lat. Foarte frumos. Aoleu! A avut un mic accident cu mașa așa asta. Știu cine, a fumat Ioana lângă mine. Ioana? Și când vreau să fiu elegant, că prietena mea e așa, se jurează mereu, îmi pun un pantalon în jeans cu o cămașă albă. Jeans? Ioana stase în jeans. Și o cămașă albă, atât. Eu zic să mergem sus să vedem și dressing-ul mare. Nu pot să cred. Ia uitați aici ce am găsit. Uitați ce am găsit în dressing-ul lui Ilie Năstase. Este superb, dar nu v-am văzut niciodată purtând-o. Mi-a fost, să frică să-l pun, că nu, poate nu place la nimeni. Mă angajează ăștia la... Cum ne spune aia care are gunoi? Aoleu, este superb! Gunoi ca gunoiul. Nu, e superb la tot. Ioana a zis să mă duc la gunoi, să mă fac gunoier. Așa, ia să vedem așa puțin. Ia să vedem, nu are și glugă, păcat. Are. Hai. Da, este o piesă foarte, ei, foarte uite, frumoasă. Am curaj, m-a dat curaj asta și nu să-l port azi. Să știi că poți să-l port și tu, Ioana. Poți să-l port. Ioana, vino încoace. Vino încoace să-ți-l pun. Ia să vedem. Stai așa, stai puțin. Ia să vedem. Pe tine. Bine, că e lung pentru tine. E lung. E și pe tocuri. Și pe tocuri. Merge. Hai mă că te fac gunoiere și pe tine. Arată bine, pe bune că arată bine. Nu, arată bine. Deci este superb, ar trebui să-l porți. Când mă îmbrac casual, mă îmbrac așa ceva. Da, mie nu prea-mi place, dar... Păi, ție nu-ți place că... Nici mie nu-mi plac astea, pantalonii tăi. Cum să nu? Sunt superb, ceau. Gauri, îmi bag gauri, nu. Păi sunt, n-am mai avut material suficient și de aceea. Da. Deci este o, pentru că am vreo 20-30, deci este unul. Nu știu de unde sunt, de, uite-te tu la ei, da. Așa.
Urât. Aruncă. Nu, uite, nu, chiar. Super. Chiar vreau să-mi arunci. Pe toți care nu da. De ce Ilie Năstase uh-huh. ar purta niște pantaloni? Bun, aruncă-l. Asta e prestuțirea care are 78 de ani, făcută ca un pantalon. Aruncă-l. Și cum, nu faci 7, o faci 13, 14. Așa? Nu. Ia, așa? A, nu, așa este ok. Ia așa, jeans, e normal. Da, arată foarte bine și sunt clasici. Nu, cum să aruncăm da. Așa ceva? Stai aici, că eu îți mă duc să mai aduc unii. Aoleu! Stai că n-am terminat. Uitați-vă puțin. Ah. Așa, vezi. Asta ok. Ăștia sunt ok, că n-au de alea. Au, au. A, au? Au. Aruncă-i. Ia să vedem. Poftim. Uite, ăștia trebuie să-ți placă ție. Ăștia-ți plac. Da. Foarte mult. Dar sunt foarte urâți. Deci trebuie să obțin la această inserție din zona genunchi. Stai că mă duc să mai aduc. Foarte urât. Au un fel de buzunar. Unde? Stai că mă duc să mai aduc. Deci... Da, să-mi arăți unul care o să-l port. Deci, practic, aceasta este o placă pe un buzunar. Nu știu cum stați pe... E, nu stau, că în fundul... Uite. Asta? Sincer. Măruță, treci la jeans. Ce, ce număr, ce talie ai? Măi, dragilor, țineți da, dumneavoastră pe aceștia, o să-i țin eu pe aceștia. Da, mă, vor plac. Fi la fel. Sunt la fel. Ia aici. Au, au. Deci cam asta este tot ce am salvat. Eu îmi salvez ce-mi place mie. Două perechi doar. Da. Deci a salvat domnul Ilie Năstase două perechi. Haideți să mergem în următorul dressing. Aici e cam gol, că mai stătea o domnișoară, o doamnă și a plecat și nu a mai... A plecat? A plecat. Oh. Aici e o parte din costumele asta. Așa. Și asta care am luat din Anglia, îmi place blazerul ăsta foarte mult. Acesta este superb. Blazerul, superb, uite și materialul, uite super, super. Materialul e... Da, dar acesta este foarte urât. Asta e cel mai de vară. Da, de in. Roșu. Nu v-am văzut niciodată cu costum roșu. A fost făcut cadou ăsta, nu l-am cumpărat. Ia stați voi un pic. Ia mâna, ia mâna. Na, am găsit ceva, am găsit ceva. Ce este asta? Aoleu! Aoleu! Sunt niște jeans, mă, ce vreți? Ioana, ce faci, mă? Asta este pentru dumneavoastră sau pentru Ioana? Nu, nu sunt ale mele. Sunt ale Ioanei? Nu. Sunt ale dumneavoastră? A rămas de mult aici, de data trecută. A, ok. Nu mai discutăm. Să mergem mai departe. Ioana, nu te văd, am văzut tot. A, nu cred. Nu te rușina, mă. Ce te rușine, copilul? A? Hai. Ei, astea sunt puțin mai recente, mai așa. Sunt costumele mele cele mai îndrăgite de suflet. Pentru că eu am plecat ca și copil de trupă și am ajuns general cu două stele. Asta e de uniformă de paradă. Asta este smoking-ul de la NATO. Foarte frumos. Asta e frumos. Mm-hmm. Aici cu pantofii, că tu mi-ai zis că ia așa, așa. Nu sunt... Asta, evident, sunt de smoking aici. O, dar foarte interesantă colecția de pantofi a domnului Ilie Năstase. Eu aș insista totuși pe o altă pereche. Ție, de la început ți-au plăcut ăștia. Da, sunt fan. Cam la ce fel de costum ați purta acest încălțăminte? La pijama mea, bă. Și mi-aș pune și o pălărie. Și după a, aia... da? Ia să vedem. Fii atent, cu papute. Ioana, fii atent cu ăsta, cu trabucul și cu ăsta. Uite, ăștia-mi plac. Făcuți la Roland Garros anul trecut, acum 2 ani, special pentru Roland Garros, cu floricelele astea. Yamamoto. Yamamoto. Am mai descoperit o pereche de încălțăminte extraordinar de fascinantă în dressing-ul lui Ilie Năstase. Nu înțeleg sincer ce ar putea să caute în dressing-ul. Sunt luat din tot din Anglia, de-aia îi detest. Nu știu. Nu. Ia, bine că mi-ai adus aminte, ia să-i punem aici. Trebuie să vă spun că iubitul meu este și el tot din Anglia și pe el îl iubesc profund, deci nu detest lucrurile din Anglia vreodată. Vezi? Păi dacă tot am venit în dressing-ul lui Ilie Năstase, zic să-i facem și o ținută pentru următoarea lui prezență la La Măruță. Care va fi aceasta? Așadar, pantoful și costumul și pantalon. Cămașa. Cămașa nu, a, cămașa. Cămașa, da.